Bună ziua și bine ați venit la Promotor. Astăzi suntem în fața Casei Poporului și am venit să filmăm cele mai noi mașini de poliție, celebrele BMW-uri. O să le arătăm exterior, interior și pentru mai multe informații îl avem pe comisar șef de poliție Oprue Bogdan din cadrul Direcției Rutiere, care ne va spune câteva date și chestii pe care poate noi nu aveam de unde să le știm despre aceste mașini de poliție. Ce ne puteți spune despre mașini? În primul rând, la ce vor fi ele folosite? Sunt cele mai noi autospeciale intrate în dotarea structurilor de poliție rutieră. Ele au fost accesate prin fonduri europene. Principalul scop pentru care au fost accesate aceste autospeciale este de a crește siguranța rutieră pe drumurile publice. Prin aceste fonduri europene s-a reușit finanțarea 300 de autospeciale. În această primăvară au fost livrate poliției române 100 astfel de autoturisme pe care le avem în spatele nostru. Prețul de achiziție a fost de 32.000 de euro fără TVA, sumă în care a intrat colantarea specifică cu semnele poliției române, semnalele luminoase și acustice și de asemenea două seturi de anvelope cu jante, atât pentru vară cât și pentru sezonul rece. Am înțeles. Mașinile au fost repartizate în toată România, dar din câte am înțeles, ele vor fi folosite și de câte departamente diferite, rutier, urban, exterior, autostradă. Ne puteți da mai multe detalii? Într-adevăr, acest lot de 100 de autospeciale marca BMW au fost distribuite tuturor structurilor de poliție rutieră, astfel că le vom vedea pe întreg teritoriul României. Vorbim de județe, vorbim de municipiul București, dar și pe toate tronsoanele de autostradă. Important de precizat este că ele sunt dedicate exclusiv structurilor de poliție rutieră. Astfel le vom întâlni în marile orașe, dar și pe drumurile naționale, drumurile europene și pe autostrăzi, cum spuneam mai devreme, principalul scop fiind reducerea riscului rutier și implicit creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice. Rampele sunt modele noi de rampe pe care nu le găsim pe, să zicem, pe Logan sau pe Polo. Există niște omologări noi cu privire la aceste rampe? Într-adevăr, este noul tip de semnalizare luminoasă și acustică. El a intrat, cum spuneam, în prețul de achiziție. Pentru acest sistem de iluminare specific structurilor de poliție, avem și un acumulator auto suplimentar care susține partea electrică. Acest sistem suplimentar de alimentare poate susține și alte dispozitive specifice poliției rutiere, cum ar fi o stație de emisie recepție ce va fi montată pe autospeciale, dar de ce nu și un dispozitiv radar. Și momentan pe aceste mașini nu mai avem nimic altceva în afară de rampa de lumini și bateria suplimentară, momentan. Momentan, cum spuneam, avem colantarea specifică poliției române, rampa pentru semnalizare luminoasă și acustică. Ele, într-adevăr, la partea de portbagaj, sunt dotate și cu celelalte dispozitive specifice poliției rutiere, dar care nu au venit la pachet cu autoturismul, vorbind despre un aparat drag test, despre etilometru și un dispozitiv de oprire forțată, toate acestea fiind necesare muncii de zi cu zi a polițistului rutier. Deși acestea sunt mașini pe care le poate cumpăra oricine de la reprezentanță, față de modelele Logan sau Volkswagen Polo, ofițerii de poliție au primit instructaje suplimentare, pregătiri speciale în cazul în care trebuie să plece în misiune cu asemenea mașină ca să nu fie pusă în pericol siguranța lor și a celorlalți participanți la trafic? Colegii mei de la Poliția Rutieră au urmat cursuri pentru conducere în regim prioritar. Sunt școlarizați de către colegii noștri de la Direcția de Pregătire Profesională, astfel încât conducerea acestor tipuri de autoturisme să fie cât mai sigură posibil. Am înțeles. Putem să deschidem capota să vedem ce are bestia sub ea? Bineînțeles, imediat deschidem capota. Sub capota avem un motor pe benzină, capacitate cilindrică de 1998, 184 de cai putere. Poate produce o viteză de 230 de km la oră, avem un consum mediu de 6, cuprins între 6,8 și 7,6 litri la 100 de km,
De asemenea, în 7,7 secunde poate ajunge la 100 de km la oră. Cum vi se pare după atâta timp de mers cu modele inferioare din punct de vedere al vitezei, nu neapărat inferioare din punct de vedere tehnic? Ne folosim la fel de bine de toată dotarea pe care o avem, dar într-adevăr trebuie ca și poliția română și implicit poliția rutieră să țină pasul cu tehnologia anului 2023, astfel că acest tip de autospecial a fost primit foarte bine și, cum vă spuneam și mai devreme, le vom vedea cât mai des pe drumurile din România. Putem să vedem și portbagajul? Da. Să vedem bateria auxiliară? Bun, observăm că portbagajul nu este chiar gol. Dacă avem voie, ne puteți explica ce regăsim în portbagajul mașinii? Cum să nu, în portbagajul mașinii avem, cum spuneam și mai devreme, dispozitive necesare muncii de zi cu zi pentru un polițist rutier. Avem aici un etilometru pentru depistarea celor care consumă alcool și se urcă la volan. De asemenea, în această trusă mai mare avem un drug test pentru depistarea celor care consumă droguri sau alte substanțe psihoactive și de asemenea conduc. Aici avem dispozitivul de oprire forțată. El este utilizat atunci când un alt participant la trafic nu oprește la semnalul regulamentar al polițistului rutier și este nevoie de urmărirea și interceptarea acestuia. Și mai avem câteva elemente de siguranță și pentru protecția polițistului rutier în caz de eveniment sau atunci când este nevoit să intervină la alte evenimente sesizate. Mai avem acele popice reflectorizante pentru protecția fizică a polițistului, iar acumulatorul suplimentar de care vă spuneam este în această parte, protejat de către pusa portbagajului. O întrebare. Aceste două butoane și priza de 12 volți sunt montate ulterior, nu sunt ale mașinii? Fac parte din sistemul pentru rampă autospecială. Și semnale acustice avem? Bineînțeles, ele sunt parte integrantă a sistemului de semnalizare specific poliției rutiere, deci avem și acea sirenă popular numind-o pentru deplasarea în regim prioritar și nu numai. Aveți vreo informație dacă tot ce înseamnă colant și baterie suplimentară rampă au fost montate de către fabrică sau dacă au fost montate ulterior în România de către o companie românească? Ele au fost montate ulterior. Atât setul de anvelope, cele două seturi de anvelope, colantul și cu rampa autospeciale au intrat în prețul de achiziție. Da, dar au fost montate în România. În România. Au fost okay. Montate în România. Super. Multă lume e curioasă să afle cum funcționează acest dispozitiv de oprire forțată. Este un dispozitiv cu țepi pentru a-l utiliza. El se desface și se aruncă în fața autoturismului care este urmărit, bineînțeles de către un alt echipaj care a perceput traseul persoanei care nu a respectat semnalele polițistului. Dispozitivul acesta cu țepi face ca treptat anvelopele să se desumfle, astfel că oprirea nu este bruscă, este o oprire lină pentru a nu pune în pericol siguranța participanților la trafic. Nu prea am văzut la știri cum că s-ar fi folosit foarte des acest tip de echipament. Cam cât de des este folosit echipamentul de oprire forțată? El este folosit de către polițiști rutieri doar în caz de nevoie. Într-adevăr, nu sunt foarte multe situații. Ideal ar fi să nu existe astfel de situații de neoprire la semnal, dar ocazional, într-adevăr, ne mai întâlnim cu astfel de evenimente. Nu cred că există șofer sau dacă există foarte puțin în România care să nu fi suflat în aparatul alcool test, în etilotest, cum vreți să-i spuneți. Însă, mulți dintre noi, printre care și eu, nu am experimentat aparatul drug test și mulți șoferi sunt speriați de acest aparat, chiar dacă nu au consumat substanțe interzise.
ne puteți da câteva informații despre cum funcționează aparatul drag test și dacă ar trebui să ne fie frică de el? Dacă nu am consumat substanțe psihoactive, n-ar trebui să ne fie frică. Atât drag testul cât și etilometru indică prezența substanțelor respectivă a alcoolului. După, în cazul în care conducătorul auto este depistat pozitiv din punct de vedere al substanțelor psihoactive, este condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. La fel și în cazul etilometrului, dacă valoarea este mai mare de 0,41 în aparat. Și dacă există un șofer, poate să fie român, poate să fie străin, care vizitează România și locuiește într-o țară unde anumite substanțe sunt permise, vine în România, conduce și iese pozitiv, deși el a consumat în țări unde aceste substanțe sunt legale. Ce se întâmplă? El trebuie să se supună legislației din România. După cum bine știm, în România este toleranță zero, atât la substanțe psihoactive cât și la alcool, din punct de vedere al conducătorilor auto. Am înțeles. Deci dacă vă duceți în Olanda, unde este legal, spre exemplu, dacă vă întoarceți în România și sunteți prinși, trebuie să vă supuneți legislației române. Putem să vedem și interiorul mașinii? Bineînțeles, vă așteaptă colegul. Despre interiorul mașinilor și despre folosirea lor în misiuni ne va povesti domnul agent șef Cosmin Alecu din cadrul Brigăzii Autostrăzi, Biroul de Poliție Autostrada 2 București-Constanța. Prima impresie când v-ați urcat în mașină, care a fost? Bineînțeles, ceva deosebit față de dotarea pe care o avem, mult, mult mai utilă și necesară, mai ales pentru autostradă, acolo unde desfășoară activitate. Față de un model de serie, cam ce găsim în plus deocamdată în această mașină? Deocamdată avem rampa de lumini, sistemul acustic cu joystick-ul care este montat undeva aici în cotieră, stația care mi este necesară, dotarea pe care v-a prezentat-o colegul meu mai înainte, care se află în portbagaj, care e necesară muncii noastre zi de zi. Apropo de munca de zi de zi, cam câți kilometri parcurgeți cu autospeciala zilnic? Pe autostradă sunt kilometri mai mult de parcurs, sunt distanțe mai mari de parcurs. Nu știu, se strâng 3, 400, 500, depinde de ce este de făcut și de activitatea care e în ziua respectivă. Ați folosit-o în regim de misiune? Da, a fost folosită în regim de urgență, să-i spunem așa, prioritar. A trebuit să intervin la un accident rutier și a fost folosită pentru ceea ce a fost achiziționată și, într-adevăr, este o diferență față de ce exista până acum. Și cam ce consum ați văzut? Cam ce consum mediu ați văzut după? Da, chiar câți kilometri ați făcut și cam ce consum mediu ați realizat? Are un kilometraj în momentul ăsta de peste 1000 și un pic de kilometri. 1080 de kilometri aproape și cred că este un consum undeva la 7 și ceva, 8, ceva de genul. Un consum decent de altfel. Decent, da. Pentru mașina și posibilitățile ei este un consum decent. Și cum vă împăcați cu tabletele din mașină? Înainte erau butoane fizice, acum aveți totul, să zicem, la deget. Lumea se plânge că nu mai sunt comenzi fizice. Cum vi se pare pasul de la butoane fizice la ecran tactil? Dar seama să trebuie să ținem pasul cu tehnologia, practic. Nu este o diferență foarte mare. Ne-am obișnuit foarte repede cu ea, nimic deosebit. Avem telefoanele pe care le folosim, este pur și simplu același lucru, nimic deosebit. Am înțeles. Și pe bancheta din spate regăsim ceva deosebit sau este un model de serie normal? Este un model de serie normal, bancheta din spate este absolut normal. Și nu va fi folosită, cum sunt alte autospeciale, să fie despărțite față-spate pentru a pune... Nu, deocamdată nu există acea cușcă de care probabil faceți dumneavoastră referire. Nu, aceea nu este inclusă. Este pur și simplu o banchetă normală, nimic mai mult. O întrebare de la un urmăritor. Ce se întâmplă dacă opriți un șofer, să zicem că refuză sau nu refuză aparatul alcool test, dar devine violent? Care sunt măsurile pe care le luați în această situație? În momentul în care devine violent, bineînțeles că începem prin a vorbi și a încerca să-l convingem să colaboreze. Asta, dacă nu, persoana respectivă va fi încătușată și condusă la cel mai apropiat sediu al poliției,
pentru identificare și măsurile legale care se impun în cazul respectiv. Din experiența dumneavoastră, cam câți kilometri parcurge o auto specială într-un an și cam câți ani este în uz sau la câți kilometri se schimbă o auto specială? La câți kilometri se schimbă auto specială, n-aș ști să vă dau un răspuns sigur, însă noi la autostradă cred că parcurgem undeva la 40.000, 50.000 pe an, fix ca afară, este un drum pe autostradă, distanțele de parcurs sunt mult mai mari și atunci kilometrii se adună și trebuie să făcuți. Și atunci când mașinile trebuie duse către revizie sau inspecție tehnică, ce se întâmplă? Se folosesc alte modele sau alte mașini, gen Polo, Logan sau... Mașinile, asta spre exemplu, o să anunțe dinainte că trebuie făcută revizia și atunci ea va fi programată și dusă către service. În tot acest timp există Loganul, Polo, Duster, activitatea merge în continuare. Ne luați la o plimbare? Bineînțeles, cum să nu. Mulțumim!